Primarii din Moldova reclamă lipsa de comunicare dintre autoritățile centrale cu administrațiile publice locale. Majoritatea aleșilor locali care au participat la adunarea generală a autorităților publice locale au atras atenția conducerii țării asupra dialogului defectuos dintre autoritățile centrale și cele locale. Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Balan, primar la al cincilea mandat în satul Selemet din raionul Cimișlia, a declarat că majoritatea instituțiilor statului au preferat să se izoleze și să nu comunice cu autoritățile publice locale. Potrivit edilului, izolarea comunicațională împiedică avansarea în procesul de consolidare a administrației publice locale. Pentru principalele probleme actuale care macină administrația publică locală, aș vrea să enumără câteva. Lipsa unei clarități și viziuni asupra direcțiilor și măsurilor concrete de descentralizare și consolidare autonomiei locale. Comunicarea deficitară între autoritățile centrale și cele locale, mai ales în sensul dialogului instituționalizat și permanent la toate nivelele. Este greu de explicat izolarea comunicațională în care au intrat majoritatea instituțiilor statului. De aceeași părere au fost mai mulți primari care au participat la adunarea autorităților locale. Ei spun că sunt probleme, în special cele ce țin de finanțare, care necesită previzibilitate și un răspuns clar din partea guvernanților. Deci primarii aveau proiecte elaborate de 7-8 ani în urmă, cu cheltuieli consistente din bani locali în proiecte tehnice, studii de fezabilitate, ca până la urmă să primească scrisori de științare că tot ce a fost până acum rămâne a fi istorie. E impardonabil acest aspect și fără concepere potriva acestor lucruri ne vom mișca după mine încă greu înainte. Totodată, aleșii locale au reclamat că pe unele aspecte ce țin de alocările din bugetul de stat trebuie să caute pile pentru a ajunge în audiență la miniștri. Un exemplu în acest sens a fost adus de reprezentantul primarilor din UTA Găgăuzia, care a solicitat explicații privind finanțarea diferențiată a instituțiilor preșcolare din regiune. Кстати, я хочу сказать, что Министерство финансов нам было очень тяжело попасть. Нам нужна была протекция депутата парламента для того, чтобы нас хотя бы приняли и выслушали о том, что есть существует такая проблема. O altă problemă cu care primarii să ajungă la urechile guvernanților este salarizarea proastă în administrația publică locală. Din această cauză, primăriile se confruntă cu o lipsă acută de cadre. Primăriile rămân fără specialiști. E dezastru. Un specialist îndeplinește atribuțiile pentru 3. În asemenea condiții, ce fel de calitate actului administrativ poate fi vorba? Noi nu avem specialiști funciari, arhitecturi, economiști, juriști, specialiști în atragerea investițiilor. Cum putem dezvolta localitățile dacă nu avem cei mai importanti specialiști? Legislația e în continuă modificare, atribuții și cerințe față de noi sunt tot mai multe și orice organ de control nu ne întreabă avem specialiști sau nu, dar aplică sancțiuni începând cu contravenționale și până la penale. Eu întotdeauna voi pleda pentru creșterea salariilor. În același timp pot să vă spun că salariile în bugetul public național au depășit 20 de miliarde de lei. Noi trebuie să creștem productivitatea muncii. Noi cu dumneavoastră trebuie să fim sinceri și să spunem că sunt mulți funcționari care nu sunt productivi. În acest context, o problemă invocată de toți vorbitorii de la adunarea autorităților locale au fost controlele excesive din partea autorităților naționale de integritate. Ei spun că sunt hărțuiți prin faptul că activează în aceeași instituție cu rudele lor, inclusiv din cauza că nu sunt alți candidați pentru aceste funcții. Aici soluția este una legală și cred că discuția dumneavoastră trebuie să fie în special cu Consiliul ANI, care are prerogative mai multe decât cei prezenți la această ședință. Totodată, primăriile cer certitudine și în privința unor proiecte economice lansate de fosta guvernare. Primarul de la Leova a solicitat guvernului să continue investițiile în platformele industriale multifuncționale planificate în 16 raioane ale țării pentru a putea asigura mai mulți bani la buget, dar și locuri de muncă pentru populație. Este un proiect bun, care ar stimula deschiderea locurilor de muncă în acele localități în care nu există infrastructură industrială. Și, indiferent cine și când l-ar fi lansat, vorbim foarte mult să asigurați implementarea și finalizarea acestui proiect vital, ținând cont și de faptul că administrațiile locale au alocat și terenurile pentru amplasarea acestor platforme, unii au identificat potențiale rezidenți. Pentru o interacțiune mai operativă între autoritățile centrale și locale, primarii au venit cu mai multe propuneri. Unii au cerut parlamentarilor și membrilor guvernului să iasă din cabinete, alții au solicitat ca primarii să fie parte a procesului decizional și legislativ. Ne dorim pe viitor să fie transparent
conform unui grafic, ora parlamentarului în teritoriu. Să fim toți, să avem posibilitatea să fim auziți, să dăm careva propuneri. La fel ne dorim o conlucrare cu administrația centrală. Este arhic necesară la ziua de azi conlucrare. Să iarăși să întoarcem ora guvernului în teritoriu. Calmul ar fi bine să fii membru a guvernului. Pentru că în felul ăsta să avem tribuna noastră acolo, deși să nu fie adăugat în lista membrilor instituțiilor cu dreptul de inițiativă legislativă, inclusiv CAM. Și pentru asta eu cred că va ajunge votul și pentru modificarea Constituției. De ce să vă bombardăm noi cu avize și nu știu care? O să registrăm frumos în secretariatul Parlamentului o inițiativă legislativă și să meargă conform procesului firesc. În această ordine de idei, prim-ministrul Natalia Gavrilița a spus că întrevederile nu sunt cea mai bună soluție pentru conlucrare, membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova fiind incluși în avizarea proiectelor de decizie și a celor legislative. Eu sunt deschisă să găsim noi modalități prin care să discutăm. În același timp, vă asigur că abordarea noastră nu este una formală și dacă evităm ședințele, este pentru ca timpul ăsta să fie folosit mai eficient pentru a lua decizii concrete. În data de 1 februarie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală. În țara noastră sunt 898 de primari.